doamnelor și domnilor, în această seară vă dorim un an nou fericit și prin intermediul muzicii. În deschiderea concertului ați ascultat uvertura operetei Voievodul Țiganilor, compus de Johann Strauss Fiul. Primul concert de anul nou, susținut de Filarmonica din Viena, a avut loc în anul 1939 și a fost dirijat de Clemens Strauss. Acestei vechi tradiții vieneze se alătură și opera maghiară Ruș, prin susținerea concertului de anul nou. Continuăm seara cu bijuterii muzicale compuse de Johann Strauss Fiul, cum ar fi valsul Viață de artist, Polca Sânge înflăcărat și Anne Polca. Un concert Strauss nu poate însemna doar muzică. Pentru a ne delecta și vizual, vom invita pe scenă ansamblul de balet al operei maghiare Cluj, care va dansa pe o coreografie imaginată de către subsemnata Popus Gabriela. Programul a fost conceput de maestrul Horvat Iojef, care în această seară se află și la pupitrul orchestrei opere.